la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. În emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre Noaptea Minții. America se scufundă în Noaptea Minții. Secretarul de Stat al Sănătății din Statele Unite, Richard Levine, a anunțat că operațiile chirurgicale pentru copiii care doresc să-și schimbe sexul vor fi finanțate din bugetul de stat, pentru ca toți copiii să fie încurajați cât mai devreme în copilărie să-și descopere noua identitate de gen și să-și urmeze visul chiar în lipsa acordului părinților, scrie Iulian Urban pe activnews.ro. O știre care, în primă fază, pentru unii nu înseamnă mare lucru, dar ceea ce se întâmplă în America vine și peste Europa și vine și peste noi. Avem legătura telefonică în Statele Unite cu avocatul Peter Costea. Discutăm despre Equality Act, actul de egalitate. Ce înseamnă acest act care a fost votat foarte recent în Congresul American și de ce este de natură să ne îngrijoreze? Aș putea spune doar într-un singur cuvânt sau două cuvinte că acest act sau această lege va transforma America într-o societate în întregime unisex. Deci nu s-a ajuns în ianuarie 2021 doar așa peste noapte. Este un proces care a început cu câteva decenii în urmă și am ajuns la punctul în care suntem astăzi. S-a început anii 50-60 cu mișcarea pentru drepturile civile din Statele Unite, care natural era o mișcare legitimă, deoarece persoana de culoare își căutau drepturile, își cereau drepturile, egalitatea privind la locul de muncă, egalitate privind accesul în spațiul public, dreptul la vot și așa mai departe. Și în anul 1964, ca urmare a acțiunilor a populației de culoare, a fost adoptată în America o lege foarte importantă care se numește Civil Rights Act of 1964, adică legea drepturilor civile din anul 1964, care are 7 sau 8 capitole și ele interziceau la vremea aceea discriminare la locul de muncă, acomodarea publică și mai departe, serviciile publice pe bază de rasă, pe bază de religie, pe bază de și mai departe. Între timp însă, având în vedere revoluția sexuală din anii 50, 60 și 70, s-a încercat modificarea acestei legi pentru a include și interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală. Nu s-a reușit până acum, s-a încercat de multe ori, s-a încercat și la nivel de tribunale, însă tribunalele au respins dorința sau o pledoarie a minorităților sexuale de a interpreta aceste legi să includă și prohibiția discriminării împotriva persoanelor datorită orientării sexuale. Care sunt drepturile și obligațiile care revin din acest act semnat, aprobat recent de Congresul Statelor Unite și care bulversează și dau peste cap normalitatea și bunul simț? Deci discuția ar putea fi foarte lungă. Deci sunt aspecte, am citit documentul acesta acum câteva zile, un document foarte lung și franc vorbind, dificil de explicat chiar și pentru americani. Deci nu pot în doar 2-3 minute să vă spun care sunt punctele principale, dar vreau să vă spun că va avea, cum spuneam la început, această lege va transforma America într-o societate unisex. Deci va avea un impact asupra religiei, va avea un impact asupra bisericilor, va avea un impact asupra oricărei organizații neguvernamentale de influență creștină, fie că este vorba de orfelinate, fie că este vorba de centre de plasament, fie că este vorba de seminarii teologice, fie că este vorba de publicații creștine, fie că este vorba de catolici, de neoprotestanți, de protestanți, de ortodoxi. În al doilea rând, va avea un impact nefast asupra libertății de conștiință. Lucrurile acestea necesită timp pentru a fi explicate. Deci, de asemenea, avortul este impactat. De asemenea, privind acomodarea în spațiul public, va afecta bisericile. De asemenea, există în America doctrina numită în Tribunalul Suprem Ministerial Exception, care permite bisericilor să-și administreze treburile interne ale bisericilor cum ele doresc.
dar acest act care a fost adoptat, legea aceasta adoptată în ianuarie, în luna februarie în Congres, abolește această doctrină. Deci am putea discuta subiectul acesta vreme de ore întregi și nu știu, Frank vorbind, cum aș putea să-l abordez, pentru că nu vreau să plictisesc oamenii. Deci, de exemplu, privind libertatea de conștiință, se spune foarte clar, de acum înainte, având în vedere că abortul devine o procedură medicală, medicii nu vor avea oportunitatea de a refuza, nu, dreptul să refuze servicii de avort. De exemplu, dacă vreți, nu vreți să faci avort, din cauza conștiinței. Din cauza conștiinței, ori a învățăturilor Bibliei, ești catolic, ești evanghelic și mai departe, nu ți se va mai permite. Deci, exemplu acesta este unul din zecile de exemple privind modul în care această lege va afecta libertățile celorlalte persoane din societate, din America. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Îmi amintesc pe vremea mandatului lui Barack Obama, tot așa a fost ceva de genul, în toaletele publice să se poate intra bărbați la femei, bărbații care se conduceră femei și femeile la bărbați. Și un lanț de supermagazine din Statele Unite, nu mai îmi amintesc care, în scurt timp a avut pierdere de vreun miliard de dolari pentru că clienții erau oripilați, adică să mergi cu o fetiță de 4 ani și să intre peste ea în toaletă un bărbat de 48 de ani. Deci clienții au fost oripilați și lanțul respectiv a avut pierderi de $1 miliard datorită toaletelor. Deci să pornim de la lucrurile de bază. Toalete comune, concursuri sportive comune, pur și simplu, vă rog. Într-adevăr, și sportul va fi afectat. Există legislație în Statele Unite, demarat în anii 60, care în mod intenționat a căutat să promoveze femeile în sport și tinerele, studentele în sport. Au fost alocați probabil miliarde de dolari pentru a promova femeile în diverse competiții sportive și dintr-o dată ne găsim în anul 2021 când bărbații pot să facă competiții sportive împotriva femeilor în sporturile pentru femei. De exemplu, o persoană care un bărbat biologic care se consideră femeie de acum înainte poate să pretindă să joace volleyball sau basket cu un echipă feminină. Ori dacă femeile se presupune că fac un sprint de 100 de metri și un bărbat care se consideră femeie vrea să participe în acel sprint, știi eu, 10 femei și un bărbat, știi cine va câștiga? Bărbatul. Deja asta este clar, în țările care au adoptat lucrul acesta, bărbații câștigă și femeile pierd. Deci, ce au cu copiii? Și aș întreba așa puțin mai neacademic, de ce își pun labele pe copii? Ce au cu copiii? Natura copiii pot fi fasonați foarte ușor, mințile lor sunt imature și poți să influențezi foarte ușor, ori dacă pui în mintea copiilor că un băiat nu e băiat, o fetiță nu e fetiță și tot felul de învățături din acestea de ochiate, copiii vor prinde aceste învățături, vor avea dispute cu părinții lor, statul se va interpune între părinți și copii și de fapt putem spune că această legislație, cum spuneți dumneavoastră la început, sunt citat din comunicatul sau din comentariul domnului Orban, pur și simplu suprimă într-o mare măsură drepturile parentale. De fapt, acesta este unul din obiectivele stângii progresiste din Statele Unite și nu numai, aprobarea drepturilor parentale și accesul copilor, cum spuneați dumneavoastră, la tot felul de servicii și drepturi sexuale fără acordul, ori consimțământul, ori cunoștința părinților. Și lucrul acesta se întâmplă nu doar în Statele Unite, ci și în alte țări și la nivel de ONU.
Sunt curios, am văzut în Norvegia cum au reacționat norvegienii și anume au devenit legumă în fața acestui monstru cumplit care fură copiii. Dar ce părere aveți? Cum vor reacționa americanii în momentul când legea le va impune, adică o să vină copilul acasă și o să spună da, mâine mă duc să mi se să fiu mutilat pe cale chirurgicală de organele genitale cu care m-am născut și pe care mi le-a lăsat Dumnezeu și părintele, tatăl și mama nu vor avea niciun cuvânt de spus și operația respectivă va fi finanțată din fondurile contribuabilului american, îi se vor tăia jos sau îi se vor îndepărta chirurgical organele genitale copiilor, băieților, fetițelor, cu toate că a doua zi poate le vor înapoi. Deci cum vor reacționa americanii la această nebunie, complet nebunie? Și știu că americanii toți au arme acasă, deci sunt curios cum vor reacționa, dacă vor fi la fel de legume ca norvegienii, de exemplu. E greu de spus, dar pot să vă spun că din sondajele de opinie care apar periodic în Statele Unite, opoziția față de aceste practici slăbește foarte mult și am putea spune că ne apropiem chiar de majoritatea americanilor, poate chiar și mai mult, care agrează cu ideologia de gen, cu drepturile pentru persoanele transgender și așa mai departe. Deci, pur și simplu, mintea americanilor și occidentalilor pur și simplu este prinsă ca într-o menghină privind drepturile omului, drepturile civile și toată lumea este infatuată, este parcă inebriată de această noțiune. E bine să avem drepturi, cu cât mai mulți oameni au mai multe drepturi, cu atât este mai bine. De ce doar noi și nu ei? Deci această mentalitate care ne-a dus în America, în situația în care există drept la avort, există drept la căsătorie între persoane de același sex, tot felul de alte drepturi presupuse care contravin bunelor moravuri, Biblie, creștinismului, tradiției și valorilor creștine, acest brand nu este de bun augur și cred că americanii vor reacționa o săptămână, două, trei, patru, cinci, negativ, vor răbufni când această lege va fi adoptată, dacă va fi adoptată în Senat, și după aceea va fi pace și liniște. Și după aceea părinții se vor plânge și vor da seama că în final nu vor putea face absolut nimic. Tribunalele nu au ce să facă, trebuie să implementeze legea așa cum este scrisă și nu văd o revoluție în America împotriva acestor tiranii ideologice. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei. Spre finalul interviului nostru, cum încadrați lucrurile acestea pe plan global, pe plan mondial? Spunea cineva, o națiune sau o civilizație care pune răul la rang de bine, în medie în 60 de ani se autodistruge, se iese singură de pe scena istoriei, dispare. În America a început în 1973 cu procesul Roe vs. Wade, când avortul a fost legalizat și de atunci a pornit această industrie a crimei în toată lumea. Deci din 1973, 60 de ani înseamnă cam prin 2033. Mă rog, astea sunt doar cifre statistice. Dar China deja a cam devansat America din punct de vedere economic sau foarte curând o va devansa. Deci cum vedeți pe plan mondial influența acestor ideologii absolut sinistre? La acel moment cred că este chiar dificil de anticipat, cu toate că am pe undeva intuiția că aceste ideologii vor triumfa și la nivel global. Dar există și o oarecare speranță, deoarece natura timpul nu ne permite, dar vreau să vă spun că musulmanii în Statele Unite sunt absolut înfuriați de ceea ce văd. L-au votat pe domnul Biden, un procent de 80-85% l-au votat pe domnul Biden, pentru că l-au urât pe domnul Trump. Și acum se confruntă cu exact aceeași probleme cu care s-au confruntat creștinii vreme de mai multe decenii. Aceste legi se vor aplica și lor. Deci, la nivel global, încă există mai multă rezistență împotriva acestor ideologii și încercări și proiecte decât în Statele Unite ori în Europa Occidentală. Dar rămâne de văzut. Eu cred că la nivel mondial
vom asista la o perioadă mai lungă de timp, știu, 20-30 de ani, pentru că aceste ideologii să triumfe. Există semne pozitive chiar în cadrul ONU, dar și semnale negative că acest marș al nebuniei, al întunecimii minții, merge înainte și, bine fericire, își vor găsi un culcuș confortabil în rezoluțiile ONU, în tratatele internaționale, în modul în care tratatele internaționale sunt interpretate la nivel de Organizația Națiunilor Unite, ori la nivel de tribunale internaționale, CEDO și așa mai departe. Realitatea din jur, cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei. La finalul interviului nostru, găsiți vreo comparație din Biblie cu ceea ce se întâmplă acum? Mie mi-a venit în minte, când mă pregăteam pentru interviul cu dumneavoastră, lucrurile scrise în profetul Daniel, în care spunea că hotărârea ieșise și înțelepții au început să fie uciși, înțelepții Babilonului. Dar a venit Daniel și a stat în picioare și a spus, stați că adevărul este altfel. Găsiți undeva o comparație în Biblie cu vremurile pe care le trăim acum în acest subiect specific de transgender, homosexuale, lesbiene, care deja sparg orice ușă, așa cum se întâmpla în Sodoma, când vreau să spargă casa lui Lot doar ca să-și facă ei poftele lor. Ceea ce mi se pare mie evident, cel puțin din perspectiva mea citind Scriptura, este în ultimele două, trei săptămâni mi-a venit în minte din nou și din nou versetul, mi se pare, este în Facerea 4, unde Dumnezeu îi spune lui Cain, păcatul stă la ușă, dar tu să o stăpânești. Citesc Biblia și în limba engleză din când în când și în limba engleză expresia păcatul stă la ușă e tradus păcatul crouches at the door, sau squat at the door. Și acum trebuie să spun și în românește. Crouch, în limba engleză, înseamnă, în românește ar însemna a sta pup. Așa o persoană care stă pup. Crouch. Deci, păcatul stă pup lângă ușe, așteptând ca și un câine care stă lângă o ușă, mai în permanență, este foame sau una alta și așteaptă ca cineva să deschidă ușa. Cuvântul sin, squat, at the door, adică păcatul stă lângă ușă, înseamnă o persoană care de fapt stă jos, lângă ușă și pretinde să aibă dreptul să stea lângă ușă și pretinde să aibă chiar drept de proprietate la locul acela. Deci, în mintea mea, citind ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, pentru mine este clar că aceste păcate care le vedem în ziua de astăzi stau la ușa inimii noastre, a minții noastre și pretind să aibă dreptul să le deschidem ușa ca să le primim înăuntru. Deci, fac și o corelație cu ce spunea dumneavoastră privind Daniel. Oamenii înțelepți trebuie să țină ușa ferecată, să nu deschidă ușa pentru ei, familiile lor sau bisericile din care fac parte pentru a supraviețui cumva acestui tăvălug care încearcă să treacă și peste noi. Mulțumim frumos! Cred că aș putea adăuga la ceea ce spuneați cu la început din Facerea, din Geneza, păcatul stă la ușă, aș încheia cu Apocalipsa, imagine asemănătoare în care spune că Domnul Iisus Hristos stă la ușă și bate. Iată, eu stau la ușă și bat. Depinde cui închidem ușa și cui deschidem ușa. Inimii, minții, bisericilor noastre, națiunilor noastre. Mulțumim frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc foarte mult! La revedere! A fost cu noi prin telefon din Statele Unite avocatul Peter Costea. Am discutat despre ultima nebunie cumplită din Statele Unite și anume operațiile transgender vor fi finanțate din banii contribuabililor americani. Transgender, adică dacă un copil spune, eu de astăzi sunt fetiță, îi se vor aplica tratamente hormonale, chirurgicale, chiar dacă el mâine va spune vreau să fiu din nou băiat, nu se va mai putea așa ceva,
Deci este o îndepărtare pe care, pe cale chirurgicală, este o mutilare la adăpostul legii, aș putea spune ceva de ideologie nazistă, cum la fel cum naziștii încercau să schimbe ochii, să le injecteze vopsea în ochi, renumitul doctor Mengele, nazist, le încerca să le injecteze oamenilor vopsea în ochi, să le facă ochii albaștri, la fel acum vor să transforme un băiat în fată sau o fată în băiat, la adăpostul legii, spunând că este bine ceea ce fac pe banii contribuabililor, și părinții nu vor avea dreptul să se opună la așa ceva. O lege cumplită în Statele Unite, după cum ați auzit, sunt și alte implicații, după cum am discutat cu invitatul nostru, și ceea ce se întâmplă în Statele Unite, de obicei destul de repede sare Atlanticul și vine și în Europa, și România este în Europa, după cum știți. Dumnezeu să ne păzească și să ne țină normali în această lume tot mai nebună. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast, dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.